Forumul Internațional Economic de la Sankt Petersburg a devenit o platformă bună pentru discuții despre situația actuală privind relațiile comerciale și economice dintre Moldova și Rusia, precum și pentru a discuta despre perspectivele dezvoltării ulterioare ale acestor legături. Șeful statului, Igor Dodon, care a participat la deschiderea forumului, a profitat de această oportunitate pentru țară și a avut o întrevedere cu membrul Consiliului General al Asociației de la Vaerasia, membrul Consiliului Economic Moldorus, Igor Ceaica. Se știe că în cadrul întrevederii părțile au discutat nu numai despre dezvoltarea relațiilor comerciale și economice dintre cele două țări, ci și despre condițiile necesare pentru atragerea investitorilor din Federația Rusă. Sper că atât în persoana dumneavoastră, cât și în numele altor potențiali investitori din Rusia, vor fi întreprinse măsuri concrete pentru a investi în Moldova. În același timp, președintele i-a adresat sincere mulțumiri lui Igor Ceaica pentru implicarea sa directă și asistența într-o salvare a piloților moldoveni din captivitatea talibană din Afganistan. Vreau să vă mulțumesc mult pentru salvarea concetățenilor noștri din captivitate. Acest lucru este foarte important. Astăzi sunt înconjurați de rude. Vreau să spun că se simt bine. Adresez mulțumiri părții ruse care s-a ocupat de această problemă. În acest sens, Igor Dodon a subliniat că acest gest umanitar evidențiază respectul deosebit pe care îl poartă Federația Rusă față de Moldova și cetățenii săi, menționând că o altă confirmare a acestei acțiuni servește faptul că domnul Ceaica a invitat ambii piloți împreună cu familiile în această vară să se odihnească la Sochi din contul părții rusești. La rândul său, Igor Ceaica a declarat că investitorii ruși sunt gata să se întoarcă în Moldova, constatând că anume pe președintele Igor Dodon îl consideră drept garanția protecției acestor investiții. Acum businessul rus și întreprinzătorii ruși înțeleg clar aceste direcții ale industriei care sunt interesante pentru ei ca investiții în Moldova. În acest timp, multe companii din Republica Moldova și-au găsit parteneri pe teritoriul Federației Ruse și și-au adus afacerea la un nou nivel. Vom continua să creștem aceste ritmuri de dezvoltare care sunt acum prezente în relațiile noastre bilaterale. Bineînțeles, în mediul rus de afaceri este interesat de investiții în Republica Moldova. În acest sens, investitorii ruși pun mari speranțe în dumneavoastră ca garant al protecției acestor investiții, în condițiile în care acești bani vor fi restituiți mai târziu, că va exista un regim legal adecvat și că întreprinzătorii ruși vor simți că nu sunt singuri pe teritoriul Republicii Moldova. În concluzie, președintele Republicii Moldova a anunțat că l-a invitat pe Igor Ceaica să participe la al doilea forum economic moldorus, care va avea loc în luna septembrie acestui an la Chișinău.